Dacă elevii s-au bucurat din plin de prelungirea vacanței cu câteva zile din cauza viscolului, nu același lucru se poate spune și despre cursanții școlilor de șoferi. Doritori să obțină mai repede permisul de conducere, candidații trebuie să mai trăiască sub imperiul emoțiilor până la ameliorarea vremii. Obstacolele și ghețușul de pe șosele au determinat conducerea serviciului de permise și înmatriculări auto să amâne examinarea auto. S-a mai luat măsura aceasta în alți ani? Da, din câte știu s-a mai luat, dar este valabilă de regulă în primele zile de după procerea acestor fenomene meteo. În primul și în primul rând nu sunt condiții pentru desfășurare și noi ne desfășurăm destul de greu activitatea. Nu este chiar la îndemâna unui începător să jongleze printre nămeți sau să meargă sanie cu mașina. Cu toate acestea, instructorii școlilor de șoferi din Giurgiu nu vor întrerupe cursurile, pentru ca elevii să deprindă abilități de șofat chiar și în condiții extreme. Activitatea noastră continuă, chiar și în aceste condiții, pentru că în primul și în primul rând elevii noștri, viitori conducători auto, trebuie să obișnuiască și ei cu condițiile extreme, meteo, să poată să conducă, să manevreze în autovehicul în deplină siguranță. Persoanele care urmau să susțină examenul în această perioadă vor fi reprogramate. Suspendarea este valabilă până când vremea va permite desfășurarea testării candidaților în condiții optime.